afară, două frapeuri cu înghețată și un șarpe. Mă ia șarpele în fișcă. Să te întragi o limbă la cameră. Prima mâna în față. E safe, bossule. A fost un șarpe acolo, n-are ce fie rău. Stai că mai să nu-i umbrăți. Stă la soare. Și răsfățată. Gata. Atât a vrut. Când a dat să mă muște, gata. Bună dimineața! Nu pentru noi, dar poate pentru cineva. Astăzi ne-am mutat puțin din Budapesta. Suntem în Saint-Andre. Zici bine? Saint-Andre. Saint-Andre. Am găsit o locație drăguță aici, un muzeu, ca să zic așa. Și cred că fie foarte, foarte mișto. Nu se potrivește neapărat cu vremea, dar să vedeți puțin mai târziu. Vreau să zic că dacă o să veniți aici, opriți-vă când vedeți o parcare înainte de o zonă pietruită, pentru că după aia totul e închis și o să pățiți ca noi și o să trească să întoarceți și nu e plăcut. Am dat 320 de forinți pe parcare pe oră. Și am luat-o pe jos, să vedem ce găsim pe aici. Și tot mișcă camera, nu înțeleg aici. Bine, hai! Uitați-vă puțin la fața mea, am filmat 5 minute, 10 minute degeaba în principiu, pentru că am avut la valiera oprită. Deci a fost deja o prima impresia mea, din păcate v-am să vă transmit și vouă, dar se pare că nu s-a putut. O să mai dăm o tură pe aici, să vedem ce găsim nou și haideți cu noi. Uite, pe la mic nu vă zisem chiar dacă e mare. Orzo! Haideți să vedem ce e înăuntru. Mă foarte multe la mentea. Ce frumos e făcut. Ce camera. Au lucruri de genul ăsta, am văzut câteva și sunt imense. Aici cred că au ornamente foarte vechi. Deci ăstea le aveam noi când eram mici pe aici. Am spart loginele. Da, sunt fix genul ăsta. Și astea seamănă cu... Alea, cu formele de ciocolată. Da, păi scrie cookie cutters. Cookie cutters. Hai să vedem ce mai găsim pe un brad. Este un upside down tree. Nu știu dacă e conceput așa, dar așa pare. Uite aici au ornamente din marcele de sticlă. Uite aici un tâneleț. Și chestia asta mare care e superbă. E 85.000 de forinți. Au colecție întreagă de globulețe din acelea pe care le mici. Snow globes, da, o colecție întreagă de Crăciun. Am și aici un copac din ăsta întors, nici l-am observat. Aha. De asta zice Iulia. Este fabulous. Oh my god, uitați-vă aici. Ca să înțelegeți, noi ne facem de Crăciun, încercăm să ne ornăm casa și ideea este că am găsit o chestie de genul ăsta la JISC. Am fost să luăm doi, cred, ceva de genul ăsta și am ajuns la casă și aveam reducere 50%. Și am zis, bă, hai să mai luăm câțiva. Am stat așa în câteva poze aici cu, dacă avem. De la, din căsuța noastră, să vedeți. Cam asta a fost turul nostru, să revin. Nu credeam că o să găsim așa ceva vreodată. Ce țin aici, îmi zicea pe drum Iulia că mai există și în Oslo și
În Amsterdam, aparent, da, dar am dat de asperandă, mi-am zis, bă, merită să venim, pentru că efectiv e nebunie aici, aici. Și nouă ne place super mult Crăciunul. Trebuia să bifăm. Posibil să plecăm și noi cu ceva de aici. Că ideea este că este efectiv un magazin, nu este un muzeu. Și mă gândesc că în felul ăsta plătim și noi biletul, ca să zic așa, la expoziție. Foarte drăguț. Da, bine. Haideți mai departe. Am fugit. Pa. Paralelă cu strada pe care am mers mai devreme cu plină de magazine și pavată cu piatră cubică, e faleza Dunării și se pare că aici au și restaurante de-a lungul malului. Și ce voiam să vă spunem este că se poate ajunge aici cu croazieră pe Dunăre. Și mai sunt câteva croaziere care merg și mai sus, în Visegrad. Se pare că au și plajă undeva acolo mai în față. Numele orășelului Saint-André vine de la Sfântul Andrei, de la Saint-Andrew, din latinul Sfântului, numelui Sfântului Andrei. Și toate numele, inclusiv în cehoslovac, în poloneză și în încă vreo câteva limbi, germană și încă ceva, seamănă între ele ca pronunție și toate înseamnă același lucru, Sfântul Andrei. De data asta am ajuns pe bune și asta intrăm, ne-am făcut rezervare. Nu știu dacă mai țineți voi minte de acum câteva zile de spoiler la mic pe care l-am dat într-un vlog. Am ajuns la Zuca asta. Nu știu dacă observați spate câtă lume e. Ideea este că aici a pus să stai doar o oră jumate și se pare că, gen, noi am ajuns la fără un sfert, se pare că trebuie să intrăm la fix, efectiv, pentru că așa sunt cu programe, este super, super full mereu și au rezervări de la maxim o oră jumate. Trebuie să faceți rezervare din timp dacă veniți aici. Bine. Minim două zile înainte. Adică noi am vrut să venim vineri și prima rezervare pe care o aveau disponibilă era pentru duminică seara. Da. Noi le-am dat mail și le-am zis când aveți liber seara, atunci ne puneți și pe noi. Și ne-am pus abia luni. Alex tocmai a făcut cea mai riscantă alegere din viața lui. A decis să ne aducă doamna de aici ca prim animăluț pe care să-l avem la masă, un șarpe. Mie mi-e frică de șerpi. Rău. Ia uite ce are Dix. Aici este un piton și aparent nu trebuie să-i punem mânuța pe cap și trebuie să-l ținem mereu un balans să nu se dezechilibreze și să nu-l punem pe masă. Și mie mi-e frică de ei, deci nu-l atinge de mine. Nu știu ce să-i fac, adică... Azi că poți să ți-l pui după gât. E ok, să nu știu. Nu, îmi place deloc. Le spun că își ține gâtul singur, nu? Că el a plecat de acolo. Ne-am luat și băuturile. Ne-am luat două frapeuri cu înghețată. Două frapeuri cu înghețată și un șarpe. Dar se pare că lui Alex îi place. El e încântat. Nu știe ce îi face. Să ține șarpe de ăsta mic. Mi-a zis să-l țin. În balans, așa că nu știu ce să-i fac. Susiile șarpele s-a decis să se plimbe puțin și spre mine și eu nu sunt cântată de treaba asta. Mie nu-mi place. Veniți spre mine. Dixi pare încântată. Eu nu. Nu-mi place chestia asta care se târăște. Nu-mi place senzația. Dar el pare foarte prietenos. Pare că ar vrea să vorbească cu voi. Da, n-a fost așteptată treaba asta. Sunt colegi de aici de jumătate și pe după degetele lui Dixi. Pe degetul ăsta. N-are suficiente mâini. Dar este mai plăcut decât mă așteptam și cred că a făcut. Ah, am dat eu cu degetul meu. L-ai băgat în... L-ai băgat în fișcă. Băga șerpele în fișcă. Nu știu ce ai făcut aici, dar... Practic l-a prins... Dixie e prizonier în acest moment, că s-a tot încolocit și nu-i mai dă drumul la mână. Pare că stă bine aici, pare că eu sunt un copac pentru el. Trebuie să-l țin așa, nu? Mai du-mi! Cum ne-a găsit pe noi să ne întrebe dacă vrem șarpe? Nu știu, s-a uitat la fața noastră și a zis... Da, experiența asta nu credeam că s-a înrădată. Efectiv. Nu știu, nu mai știu ce șarpe ne-a zis că e. Piton. Da, un fel de piton, da. A zis că e o subspecie. Exact, da.
din specia pitonilor, dar nu știu. Vreau să fac așa vreodată, așa ceva vreodată. Gata. Ne-au schimbat de animăluță și l-a adus pe Diego. Diego este un cameleon și este foarte prietenos și ne-a spus că să nu punem mânuța pe burtica lui și să punem mâna în fața lui ca să meargă. Și uite, vende, se plimbă pe mâna mea și mă prinde cu coada de mână. E așa, așa simt. Se prinde cu codița aici de mâna mea. Deci avea căzut asta, acum că vrea să meargă. Da, el vrea să meargă. O să tot pun mâinile în fața lui ca să meargă, dacă vrea să meargă. Pentru că pare foarte prietenos Diego. Și atunci nu trage o limbă la cameră. Prima mâna în față. A, cu siguranță i-a tras de cameră. Da, îi place camera. Uite, tot vine spre ea. Dar nu cred că ar trebui să-l las orice, nu? Gen, nu cred, eu nu. Pot să-l las, n-am nicio problemă, dar nu știu dacă... Nu, nu cred. Hai să-l dăm lui Dixie pe Diego să se plimbe la el un pic. Ia uite. E foarte încet. Codita se prinde de degetul lui Dixie. Mi-a tras o limbă. Cameleonul ăsta e tare drăguț. S-a blocat să uită în sus. Nu știu ce să facă, a pus o mână pe mâna lui Dixie și este confuz, nu știu unde să meargă și acolo mai linge puțin. E safe, bossule, a fost un șarpe acolo, n-are ce fieră. Super tare, experiența este genială. Diego, che tal? Te mai linge un pic, vrei să-l iau eu sau ce? Vreau să-l bag de cameră. Se plimbă pe tine. Că putem să-l mângâiem fără să-l presăm, nu? Da, a zis că poți să pui mâna pe el fără să-l apeși. Adică nu avem voie să-l apăsăm pe burtică, deci nu avem voie să-l ridicăm așa. Ca să-l ridicăm trebuie să punem mânuțele sub burtica lui. Îngrijitorul de reptile este Dix în acest moment. Ea e pai. Plăcințică. E un părcușor de Guinea. Și se pare că nu avem voie să o ridicăm de pe masă. Are voie să plimbe pe unde vrea ea pe masă. Și să o mângâiem și cam atât. Pare foarte curioasă. Ciudățică un pic. Și că ăștia alergă super repede, gen dacă vrea să fugă, e adio. O mănâncă pisicile. Are cine o prinde aici, ok. Voiam să vă spunem că toți suntem aici și să nu uit după aia. Dacă nu consumați nimic la cafeneaua asta, se ia automat o taxă de 1000 de părinți de persoană sub forma unei taxe de vizitare. În principiu, din ce am văzut, puteți să luați mâncare aici. Bine, n-au mare lucru, au niște sandvișuri, toasturi de genul ăsta care sunt cel mai ieftin lucru pe care ați fi putut să-l cumpărați aici, cafele, limonadă, nu știu, au frapeuri, tot felul de nebunii de genul ăsta, dar mâncare foarte puțină probabil și din cauza că sunt foarte multe animăluțe care ar vrea mâncare și să evite să le dea oamenii mâncare, nu au foarte multe opțiuni. Dar simpatică experiența și cred că merită. Au inclusiv un tucan, o să vi-l arăt mai târziu, că nu știu dacă o să ne aducă să-l vedem la masă. Un storișor ne-a adus-o pe Bumpy. Bumpy este o iepurică foarte activă. Se pare că o să-i dea de lucru lui Dixie. Pare foarte curioasă și activă și drăguță. Dar gen, nu mânca mâncarea și nu te atinge de colțurile mesei. Și că n-ai mai ieși din cușcă de... Bumpy face jaloane cu Dixie acolo, încearcă să scape, uite și cum... Momentul de tandrețe pe ziua de azi. Stai că mai sună eu în braț. Acu era, acu nu mai era. Mai prostii faci. Ce faci? Nu stăge, doar pur și simplu. Te la Dixie acolo, ia uite, mai stai un pic. Te rog. E iepurașul nu-s de acord, că are o spațiu mult prea mic în care să miște. Doamne, ce simpatic e când se ridică pe ea. Pe lângă animalele obișnuite, mai au și mâțele astea. Nu știu dacă vă dați voi seama cât de mari sunt.
dar gen sunt uriași. Și mai una mică acolo neagră, dar aia nu se vede bine. Cine e asta? Am ajuns la partea interesantă a serii. Nu vreau să cățiți strasă. Așa mai face, aici cred că putem să facem timelapse și... Vă anunțăm noi când se termină. Da. Pe testul să-l chem Agus, că Tic se-a uitat cum îl chem. Și acum ne-au adus un Bearded Dragon, se numește chestiuța asta. Și a zis că dacă... Puteți să punem un apel pe unde vrem noi, gen să ne jucăm. A, ce moi sunt ăștia, am crezut că vor înțepa, dar nu înțeapă. Noi? Moi, da. Cred că poate să și interesează. Nu știu, presupun. Dar este... E taci-taci, e drăguț. Hai că dacă încearcă să fugă să-i punem o mână în față și că putem să ridicăm dacă punem mânuța în față să urce pe palma noastră și după aia să-i ridicăm și restul corpului cu cealaltă mânuță. Am descoperit că în terariul de lângă noi au tarantule. Uite. Are ochișorii deasupra. Cred că sunt chestii în toate. Sunt acvarii din astea și terarii peste tot. Cred că în fiecare din ele e câte ceva. Mai aici nu știu ce e, dar nu vreau să aflu că nu pare că mișcă nimic. Aici e ceva care a făcut dar nu știu pe unde e. Și acolo în față au două acvarii. Da, deci să ia spaghiata asta mică de aici. Doarme, n-are nicio treabă. Literalmente n-am făcut nimic. E cel mai pasiv animăluț. Abia mai deschide un ochi din când în când, așa, dar nu... E pe principiu, faceți-mi ce vreți voi, că nu mă interesează. Da, să lasă loc și o să doarmă. Nu pare impresionat. Nu vrea să lase jos? Nu face nimic, efectiv. Ba, mai era ceva aici. Doi tucani. E unul aici. Care se uită strâmb la cameră. Da, mai au câteva animaluțe pe aici. Foarte multe mățe care au fugit, nu știu unde sunt. Chem și noi aici vlogul de asta. Sperăm că v-a plăcut. Noi suntem super încântați. Sigur mai venim aici, deși e parcarea foarte scumpă. Foarte scumpă. Nu e așa scump. Asta a fost 525 de forinți pe oră. Ideea e că de la 8 seara în sus este gratis, deci puteți să vă faceți rezervare mai târziu și aia e la 8 jumate. Dar e ok, nu e problemă. Bine! Ne vedem mâine! Pa! Pa!